34, Nicu Șordan i-a retras în urmă cu puțin timp atribuțiile viceprimarului PNL al Capitalei. Este vorba despre Stelian Bujduveanu. Decizia vine în contextul scandalului pe buget, desigur, la scurt timp după ce organizațiile politice din București ale PNL și PSD au ieșit deja cu un comunicat comun. Vineri ar trebui să aibă loc încă o ședință. Aflăm mai multe detalii chiar acum de la colega mea, Cezara Scutari. Cezara, în primul rând, ce efecte are această măsură a edilului Capitalei? Bun găsit, așadar, potrivit unor surse, Nicu Șordan i-a retras toate atribuțiile viceprimarului Stelian Bujduveanu, care face parte din PNL. Practic, de acum, edilul Capitalei este cel care va avea drept de semnătură pentru toate deciziile din primărie și Stelian Bujduveanu este cel care avea, practic, în subordine mai multe activități din primărie ce țineau de Societatea de Transport București, străzi, de patrimoniu, de transport. Acum toate acestea vor fi în supravegherea edilului Capitalei. De altfel, această decizie vine la scurt timp după ce, practic, PSD și PNL a dat un comunicat comun că va convoca o ședință extraordinară pentru bugetul Capitalei. Au venit cu amendamente la comun și vor ca vineri să se întâlnească cu toți consilierii și cu primarul general. Practic, a fost un semnal al coabitării dintre cele două partide înainte de începerea campaniei electorale, având în vedere că acest comunicat era semnat de Gabriela Firea și de Sebastian Burduj, liderii celor două filiale locale ale PSD și PNL. Așadar, practic, putem spune că e posibil o formă de răzbunare a lui Nicu Șordan, în contextul în care știm că bugetul Capitalei așa și nu a trecut după trei încercări și ieri trebuia să aibă o întâlnire cu toți consilierii generali, însă cu scurt timp înainte de ședință, la ora 10, PNL îl anunțaseră pe Nicu Șordan că nu mai vin la această ședință. Astfel, practic, vă reamintesc că anul trecut și Horia Tomescu, viceprimar al Capitalei PSR, a fost vacantată în postul acestuia și, practic, Stelian Bujduveanu rămăsese unicul viceprimar al Capitalei. Cezara, îți mulțumesc tare mult pentru